Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. De 4 ani, românii din afara granițelor au o zi în care aduc un omagiu identităților etnice și lingvistice. Din 2015, în ultima duminică a lunii mai, este sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni. Comunitățile istorice numără circa 5 milioane de români, iar încă 4 milioane sunt plecate peste hotare. Oriunde s-ar afla românii, păstrează și promovează identitatea lor culturală. Iar de Ziua Românilor de Pretutindeni, ei se reunesc pentru a celebra limba română și valorile naționale. Cum este sărbătorită această zi în diaspora românească de pe toate continentele, discutăm astăzi la Obiectiv Comun. De Ziua Românilor de Pretutindeni, românii din întreaga lume au un motiv în plus de a promova valorile naționale. În această zi, sărbătorită anual la finele lunii mai, comunitățile de români din întreaga lume celebrează limba română, cultura și identitatea națională. Vorbim românește, simțim la fel și ne bucurăm de mare bogăție ce a moștenit-o de la strămoșii noștri. Nu ezităm să o împărțim și cu cei care sunt născuți aici, în SUA. Este sfânt ca noi să păstrăm tradițiile frumoase ale neamului. Este frumos să împărțim și cu cei ce locuiesc aici. Este înălțător să știm de unde venim și de unde ne tragem rădăcinile. Să lăsăm această moștenire copiilor noștri și celor ce locuiesc în țara în care locuim noi acum. Românii stabiliți în alte țări se confruntă cu diverse provocări, mai ales când este vorba despre comunicarea în limba română. Câte viforniță au trecut peste acest neam, e de mirare că a mai rămas ceva întreg. Mă refer la grai, la neam, la tradiții. Vremurile trec, ne trecem și noi și cu părere de rău ne ucrainizăm, pentru că încetul cu încetul. Și din păcate și mulți pleacă părăsindu-și pământul românesc care a fost de fapt apărat de străbunii noștri, mă refer la migrațiile care se produc. Puțină, mai rămas cei care de fapt păstrează focul dragostei de grai și neam, religia, limba maternă, sunt pilonii unui neam, ceea ce ne deosebesc de alte popoare. Luptăm și transmitem cele valori în timp să se păstreze pentru generația tânără. Comunități de români există de ani buni pe toate continentele, dar chiar și departe de Baștene, aceștia nu au încetat să promoveze valorile și tradițiile naționale. Dacă o luăm de la Decebalș Traian încoace, să vedeți câte insulițe daco-romane au rămas în jurul nostru. Din Alpi și până în Caucaz, din Carpații Nordici și până în Pindul Grecesc. Acești români nu trebuie să fie dușmani, trebuie să fie prieteni. De aceea statul român trebuie să investească maximal posibil în ei. Dragi frați din jurul României și mai de departe, să nu vă uitați nici Baștina, nici etnia voastră. Liceul teoretic Mihai Eminescu din Comrat este singurul liceu cu predare în limba română din regiune. Ziua Românilor de Pretutindeni a fost sărbătorită de elevi și profesori printr-un program artistic cu poezii, dans și cântece de cor. Organizatorii evenimentului spun că astfel au contribuit la păstrarea și promovarea identității culturale, etnice și lingvistice a românilor din autonomia găgăuză. De 4 ani, în ultima duminică a lunii mai, este sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni. În prezent, comunitățile istorice numără circa 5 milioane de români, iar încă 4 milioane sunt plecate peste hotarele țării.
Am revenit în platou și am deosebită plăcere de a-i prezenta pe invitații din această seară. Este vorba despre domnul Ion Leascenco, președinte Blocul Unității Naționale. Bună seara și bine ați revenit la TVR Moldova. Bună seara, bine v-am regăsit și la mulți ani românilor de pretutindeni. La mulți ani. Doamna Maria Stoianov, interpretă de muzică populară. Bună seara, doamna Stoianov. Bună seara, frați români. Și Ștefan Bejan, profesor de istorie, Liceul Teoretic Mihai Eminescu de la Comrat, de acolo de unde le-am revăzut și în reportaj. Bună seara, domnul Bejan. Sau Ștefan. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Bine ai venit. Așadar, stimați invitați, ieri, 26 mai, a fost o zi unică pentru toți cei care gândesc și simt românește pe toate meridianele lumii. Vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, ce reprezintă o asemenea zi pentru românii din afara granițelor, o zi în care ar putea să aducă un omagiu identităților etnice și lingvistice? Domnule Ascenco. Da, este o zi frumoasă, doar că poate fi sărbătorită doar cu jumătate de veselie, doar cu scârți, pentru că, din păcate, românii din afara granițelor, în special cei de regiunile istorice, numite impropriu pe alocuri și diaspora, au foarte multe probleme, nu le sunt respectate drepturile, nu le este recunoscută identitatea românească, le este refuzat dreptul de a studia în limba maternă, iar statele vecinate cu România, din păcate, nu răspund cu aceeași solidaritate și cu aceeași toleranță cu care abordează România minoritățile etnice din interiorul României. Totuși, fiind o sărbătoare, este foarte important că s-au făcut câțiva pași și s-au organizat evenimente în toate părțile unde locuiesc români, atât vorbitorii de dialectului daco-român al limbii române, cei din Ucraina sau Serbia, cât și a românii din Albania, la Corce, a avut loc un eveniment și este foarte important că se organizează. Problema este cea mai mare că, din păcate, foarte multe evenimente sunt organizate doar pentru bifă, iar toate aceste evenimente trebuie amplificate cel puțin în 50 de ori, așa cum face Ungaria, Croația sau alte state vecine României care au grijă de etniile lor. Din păcate, chiar ieri au avut în fiecare duminică, ultima duminică, noi mai sărbătorește această sărbătoare de 4 ani, calchiere făcută, tautologie făcută intenționat. Dar tot ieri am văzut cum în atât în diaspora economică cât și în regiunile istorice, românii au fost batjocoriți practic de incapacitatea lor, de incapacitatea statului de a crea condiții egale tuturor să voteze într-un acest exercițiu democratic care au fost europarlamentarele. Totuși, sloganul Uniunii Europene este unitate prin diversitate, sarcina României este să vorbească foarte coerent la nivel diplomatic și să condiționeze inclusiv intrarea în Uniunea Europeană a statelor unde locuiesc români, cum sunt Serbia, Albania, Macedonia de Nord, unde încă, din păcate, nu sunt respectate drepturile românilor din Balcani. Urmând inițial, vrem să vorbim inițial despre sărbătoarea acestei zile, până ajunge la, într-adevăr, la problemele cu care se confruntă românii din comunitățile istorice. Ștefan Vii de la Comrat, acolo unde știu că vineri s-a celebrat într-un mod deosebit în cadrul instituției Liceului Teoretic Mihai Eminescu. Vreau să ne povestești cum ați simțit voi românește această zi și ce ați organizat în liceu. Da, ziua românilor de pretutindeni, cum menționați foarte bine deja, care se sărbătorește de 4 ani de zile, este foarte binevenită, pentru că, după cum cunoaștem, istoria a fost vitrigă cu poporul român și spațiul de formare a poporului român nu este doar actualul teritoriu al României, dar și în jurul ei. Această sărbătoare a fost pentru prima dată organizată la Comrat și vreau să spun că a avut un impact extraordinar, pentru că, după cum cunoaștem, Comratul este capitala unității teritoriale autonome găgăuze și atunci românii sau moldovenii, da, sunt minoritate în această zonă. Dar am reușit să facem o mare sărbătoare aici. Este extraordinar mobilizarea tuturor
Da? Nu doar a românilor sau de aici, dar și a celor de etnie găgăuză, a celor de etnie bulgară care trăiesc în unitatea teritorială autonomă găgăuză. Cred că astfel de evenimente, și profit de această ocazie pentru a mulțumi Institutului Eudoxiu Hormuzache, care a pus umărul la organizarea acestui eveniment, ca să revină, astfel de evenimente trebuie mai des, cum spunea și Ion mai devreme, pentru că prin intermediul astfel de evenimente putem promova limba română și în cadrul celorlalte minorități din Republica Moldova, pentru a o îndrăgi și, de ce nu, pentru a învăța limba română, că ăsta este, până la urmă, scopul nostru la Comrat. Deja de 4 ani se celebrează această zi. De la an la an s-au simțit cu vibrații mai puternice această sărbătoare acolo, la Comrat? Eu cred că anul acesta s-a simțit pentru prima dată vibrațiile acestei sărbători la Comrat, pentru că să sărbătorești un astfel de eveniment ai nevoie și de sprijinul autorităților locale, dar din păcate încă la Comrat nu există acest sprijin, dar cred că pe viitor sau evenimentul de anul acesta este de bun augur și va da start unui precedent bun pentru viitor. Doamna Stoianov, pentru că sunteți unul dintre ambasadorii valorilor românești în aceste comunități istorice, mergeți periodic la cei din diasporă și nu numai, și duceți cântecul românesc. Vreau să ne spuneți cât de așteptate sunt aceste concerte pe care le realizați în comunitățile istorice Bunăoară sau în cealaltă din diaspora economică a României. Vreau să felicit fiecare om care trăiește dincoace sau dincolo de Prut, cu simțirea românească pe care o trăiește. Și sărbătoarea pentru mine este ca o simplă sărbătoare. În schimb, eu în fiecare clipă și cu orice celulă și segment a ADN-ului meu simt românește și asta contează. Asta vreau să... despre asta vrem să vorbim sau vreau să vorbesc în discursul meu, pentru că numai cei ce simt românește simt această sărbătoare și trebuie să o simțim în fiecare zi. Nu contează că suntem într-o capacitate comună cu țara românească, că suntem dincoace de Prut sau suntem în diaspora undeva plecați peste hotare. Dacă ai simțul românesc, îl ai, dacă nu l-ai, nu l-ai. E foarte frumos că aveți emisiunile acestea dumneavoastră și vorbiți despre românism și e frumos că tinerii aceștia luptă pentru identitatea noastră românească și nu-mi place când spune că sunt în minoritate în părțile Comratului. De obicei, și cât eu am crescut la anii mei frumoși, întotdeauna m-am simțit româncă, stăpână pe acest pământ și, dimpotrivă, găgăuzii bulgari sunt minorități la noi în țară. Dacă îmi permiteți să menționez acest lucru. Iar călătoriile noastre sau spectacolele noastre peste hotare sunt binevenite. Am fost primiți de românii noștri plecați din Basarabia și din țară, în Italia, Franța, împreună grupul Ștefan Vodă cu Tudor Ungureanu. Și vreau să vă spun că oamenii plâng la vibrația nu numai a cântecului și melodiei, dar a cuvântului. Pentru că atunci când te duci la un român din afara țării, îi vorbești cu sufletul, îi vorbești cu cântecul, cu poezia și îi mai spui ce se petrece în țară și parcă l-ai chema înapoi să aibă unde veni. În rest, un om de artă, eu întotdeauna am spus, arta este o armă foarte puternică în mâna unui politician sau a unui conducător, și domnul Ion știe asta, și dacă știi să folosești această armă frumos în beneficiul poporului tău, dacă îți iubești poporul, pământul, bunei, străbuneii și tot ce înseamnă codru, fir de iarbă sau om născut pe acest pământ, înseamnă că tu trăiești românește. Iar poporul nostru, care are rădăcini dacice, întotdeauna a fost un luptător și întotdeauna nu a fost niciodată în minoritate pe pământul său. Cât de frumos ați adus în discuție cuvântul românesc. Continuând acest când, aș vrea să vă întreb, stimați invitați, care este de fapt statutul limbii române în aceste comunități istorice și care ar fi cele mai mari probleme cu care se confruntă aceste comunități acolo? Domnule Ascen. Da, vă răspund cu mare drag. Totuși, ca să păstrăm puțin atmosfera de sărbătoare, vreau să vă dau câte o insignă, să vă doresc o insignă tricoloră, la fel cum este aceasta mea pe sacou, să o purtați mulțumim cu mândrie. Neapărat. Am două și pentru cameraman. Mulțumesc tare mult.
Despre problemele care se confruntă românii de pretutindeni, trebuie să o luăm pe rând. Să o luăm de la românii care vorbesc dialectul dacu, română, limbii române, românii din Ucraina și cei din Serbia. Românii din Ucraina știm foarte bine că le este interzis în ultima perioadă învățământul în limba maternă. Mai mult ca atât, până în 2020 este pericolul că nu mai există învățământ în limba română în regiunea Cernăuți și în partea sudică a regiunii Odessa, pentru că în Transnistria ucraineană, în raionile Nani, Balta și Bârzu, unde există sate românești, nu mai sunt școli românești. Românii din Serbia, problema este puțin diferită. Cei din Banatul Sârbesc, din Voivodina, au toate drepturile, au învățământ în limba maternă, au posturi de radio, televiziuni, ziare în limba română. Am fost în septembrie anul trecut la un post de radio alebunar local, la Panciva, este program în limba română. La satul nou, la Uzdin, există biserică, școală românească, sunt respectate toate drepturile. Mai mult ca atât, comunitatea românească din Banatul de vest din Serbia este chiar etnie favorizată, spunem așa, pentru că ei sunt deținători ai capitalului, sunt ei mai intelectuali din regiune. Românii din Timok, acolo există o problemă unde se încearcă dezrădăcinarea dânșilor și pe, la fel cum se făcea în fosta Republică Sovietic-Socialistă Moldovenească, fiind împărțiți în români și moldoveni, de parcă moldovenii n-ar fi tot români. Același lucru se face și în Serbia, sistematic, încă din a doua jumătate a secolului XIX, unde românii sunt numiți vlahi, încearcă să se inventeze o nouă limbă vlahă, nu li se permite să construiască biserici. Am fost în două rânduri anii trecuți în Timok și am fost martor, am vorbit cu preoții cum se iau autorizații pentru garaje ca să se construiască biserici. Se construiește biserica din interior, după care se arborează o cruce și preoții sunt pângăriți, sunt urmăriți, au dosare. Exemplu este Bojan Aleksandrović. Problema românilor din Balcani, vorbitorii a dialectului aromân și megleno-român. Principala problemă a dânșilor nu este nici măcar școala, care nu există. Nu există școală românească de 200 de ani acolo. Problema este că în Grecia, spre exemplu, unde sunt cei mai mulți aromâni, în Epir și în munții Pind, în județele Ioanina, în mai multe localități, aromânii nu sunt recunoscuți ca minoritate etnică. Ei sunt numiți greci, sunt numiți vlahi eleniți. Greci care vorbesc o altă limbă greacă. De fapt, ei vorbesc limba aromână, dialectul aromân al limbii române. În Albania, până în octombrie 2017, inclusiv la Corce, unde s-a organizat un eveniment foarte frumos, am discutat cu domnul Pandi Belo, care este director al Liceului de Arte din localitate. În Albania era aceeași problemă până în octombrie 2017, însă în octombrie 2017, într-un final, probabil că dorind să se integreze în Uniunea Europeană, au fost recunoscuți ca și comunitate. Există câteva școli, dar nu școli ordinare, există școli duminicale sau serale, la Deviaca, la Corcea, câteva școli. În Macedonia de Nord sunt câteva școli, la Crușova, în jurul orașului Ohrida și Bitolia. Acolo comunitatea este foarte, foarte implicată în tot ce înseamnă spirit civic și dezvoltarea statului Macedonia de Nord. Ce este foarte important să menționăm, că Macedonia de Nord ca și stat, de fapt, își datorează existența a românilor, pentru că eroul macedonian, monumentul căruia este în centrul orașului Skopje, este Pitu Gule, fruntașul Revoluției Macedoniene. Și ca să închei, cea mai mare problemă este cu istro-românii din Croația. Am fost la Sușnevița în luna iulie 2017. Au rămas, cred că, ceva mai puțin de 100 de vorbitori al dialectului istro-român al limbii române. Există o singură școală unde se predă limba română doar facultativ, de două ori pe săptămână, de o profesoare de etnie croată. Prin urmare, dacă statul român nu se implică, nu se aduc doi profesori, nu se aduce un preot, nu se aduc câțiva angajați care să mențină limba română vie acolo, etnia
vorbitorii din română vor dispărea, cred că în 10-15 ani. Urmând acest fir logic al acestor provocări pe care le-ați menționat și dumneavoastră, care ar fi rolul unor asemenea zile care poartă un caracter festiv în ceea ce privește promovarea acestor valori românești? Doamna Stoianov. Domnul Leșincu v-a adus un moment istoric așa de cu cunoaștere. Se vede că domnul este informat și a mai aflat unele lucruri. Eu vreau să vorbesc despre valorile noastre românești. Oriunde ar fi românul, el știe să danseze Ciuleandra, el știe să cânte Trandafir de la Moldova, dacă fiind de aici, din Basarabia. Eu vreau să vorbesc despre valorile noastre cu care ne-a dăruit Dumnezeu. Atâtea zone folclorice, o coloratură a sufletului nostru. Eu întotdeauna am spus că Dumnezeu în sufletul românului a pus toată palitra de culori a curcubeului. Și de aceea noi suntem pentru toată lumea care ne înconjoară, suntem foarte interesanți. Pentru că noi avem cu ce veni și ce spune lumii. Oriunde nu ne-am dus cu folclorul nostru, cu dansul nostru, cu portul nostru, cu, nu știu, covoarele noastre, iile noastre, catrințele noastre, am fost primiți nu ca aborigeni mai îndepărtați, așa să zic, cu... dar am fost primiți foarte frumos și la noi s-au uitat. Contează cum te impui. Domnul Leașencu a vorbit de românii din Grecia și cei din Bulgaria și din Timoc și eu vreau să vorbesc de românii de aici, de la noi, oameni buni, românii care au un râu care curge între români și noi, uitați ce a spus domnul profesor de la Comrat, că suntem în minoritate. Trebuie întotdeauna să promovăm că noi suntem băștinași, noi suntem trăitorii, moștenitorii acestui pământ și toți ceilalți au venit la noi în ospeție. Dacă vom continua de adus maselor și găgăuților și bulgarilor și rușilor și ucrainenilor, la toți care au venit pe acest pământ, că noi suntem băștinași și noi suntem românii, dacii, lăsați aici, de la naștere, la moarte, de la alfa, la omega, noi suntem stăpâni acestui pământ, atunci valorile noastre vor fi respectate și noi ca oameni, ca români, vom fi respectați. Eu nu știu dacă există un mai mare poet ca Eminescu al nostru sau Grigore Vieru, da? Muzica lui Ion Aldea Teodorovici, valorile și copiii care cresc acum. Mie îmi place să aud o limbă română frumoasă vorbită acum și la radio și la televiziune. Astea suntem noi, românii. Și dacă noi nu o să ne valorificăm pe noi și nu o să ne lăudăm pe noi și nu o să vorbim de problemele noastre ce ne arde, cei din Grecia își duc traiul, cred că un pic mai bine decât noi, pentru că noi simțim românismul, pentru că ne disparte numai un râu. Pe dânsii îi dispart mai multe țări. Și atunci noi trebuie să vorbim mai mult, cred că, și să ne zbatem să luptăm, domnul Leașencu, pentru... cot la cot foarte pentru corect, noi. Să întregim țara într-un final, pentru că da, asta e vrerea ce poftim și pentru și asta noi avem șansă mai mare. Așa pentru este. Că ați menționat atât de frumos că valorile românești sunt purtate în, pe iile noastre, în folclorul nostru, într-adevăr, acest caracter genetic al poporului român sunt transmise prin aceste căi, dar să nu uităm și de lecțiile de istorie. Ștefan, vreau să te întreb, cum este să fii unicul profesor de, un profesor de istorie în unicul liceu român de la Comrat? Da, este destul de interesant să fii. Doamna spunea de minoritate, eu mă refeream de fapt că în punct de vedere numeric suntem minoritate, la asta făceam la referire. La o sărbătoare, la o manifestare. În general. În general, localitățile din această regiune, din punct de vedere numeric, sunt minoritari, moldovenii sunt minoritari în această, pentru că Comratul este un oraș care are o populație de circa 70% găgăuzească, vreo 20% bulgărească, localitățile din jurul Comratului mult mai mult, adică în jur de 90% găgăuzi, la asta făceam referire. Păi, ce s-au mai mulțit? Deși teritoriul acesta, Bugeac, așa numitul Bugeac, care știm că a fost teritoriul tătarilor încă din începând cu 1484 și mai târziu în timpul lui Petru Rareș, este un teritoriu care nu a mai fost locuit de români de foarte mult timp și începând cu secolul XIX, aici au fost aduși acești coloniști găgăuși și bulgari care sunt stabiliți deja de vreo 200 de ani. Bineînțeles, ei au numit acest teritoriu găgăuzierii, ceea ce înseamnă pământ găgăuz, care din punct de vedere istoric nu este chiar corect, pentru că ăsta nu este pământ găgăuz. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, eu cred că, sau ceea ce am observat timp de 3 ani de zile de când m-am întors și de când sunt profesor la Comrat, am făcut studiile în România și
am fost și lider a asociațiilor de acolo. Revenind în Moldova, mi-am dat seama de un lucru, că promovarea valorilor românești în Găgăuzia trebuie făcută subtil și trebuie făcută bazată pe încredere reciprocă între găgăuzi și moldoveni. Ori dacă noi vom încerca să impunem sau mereu să încercăm că voi nu sunteți băștinași, voi sunteți veniți, cred că va apărea și mai mult acest conflict sau va fi adâncit și mai mult conflictul dintre populația majoritară a românilor basarabeni și a acestor minorități etnice. Ori putem observa la Comrat în ultimii ani o schimbare totală față de cum se raportează găgăuzii la limba română. Găgăuzii au înțeles că au nevoie de limba română. Elitele găgăuzești deja au înțeles că aceasta este limba română și nu este moldovenească. Și eu cred că astăzi în Moldova cine mai susține că limba moldovenească și limba română sunt două lucruri diferite, ori este rău intenționat, ori nu are nicio treabă cu cunoștințele, măcar generale, de istorie și, și lingvistică. Și la Comrat este foarte interesant, pentru că copiii, acești copii care vin din familia alolingve și care vin din grădinițe alolingve, începând cu 6 ani, 7 ani, să învețe limba română și atunci este un proces dificil. Interesant, o să vă dau un caz simplu, când la o lecție de istorie, la întrebarea ce temă am studiat ultima dată, o elevă mi-a răspuns: Primul Război Mondial. Adică încă există această dificultate de a comunica în limba română și, bineînțeles, că se folosesc de cuvintele din rusă, dar cel mai important este că înțeleg limba română. Și asta este primul pas pentru a face o schimbare. Și astfel de sărbători, cum a fost cea de vineri, promovează aceste valori și am văzut, într-adevăr, găgăuzi bulgari impresionați de faptul că erau 300 de oameni îmbrăcați în ei, de dansurile noastre, de cântecele noastre tradiționale și străvechi. Românii din toate colțurile lumii sunt așteptați acasă, iar autoritățile de la București declară că sunt create condiții pentru reintegrarea lor în comunitate. Despre aceasta ne-a vorbit secretarul de stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Victor Alexeiev. Vreau să felicit românii de pretutindeni și să le transmit un mesaj de susținere de plină a actuarei guvernări de la București, fiindcă avem o țară înconjurată de români, așa a spus-o și Iorga. România își permite acest lux, nu că și-a dorit. Așa au fost conjuncturile și tragediile istorice prin care a trecut neamul nostru. Însă, necătând la aceasta, guvernul de la București a găsit necesitatea, fiindcă sunt mai multe țări care au ministerie pentru românii de pretutindeni. Uitați-vă că a fost înființat și ministerul nostru. Avem 5 milioane de români în comunitățile istorice, avem 4 milioane de români plecați în diaspora. Va fi practic instituită și o instituție nouă ca Cartea Românului de Pretutindeni, care va permite tuturor românilor, indiferent unde se află pe filonul cultural lingvistic, să vină în țară să-și primească această carte, să beneficieze de ședere oricât își dorește în țară, totodată să poată să angajeze și în câmpul muncii, va beneficia de aceleași drepturi ca orice român din țară. Unicul drept care va fi lipsit nu va putea să voteze la alegeri. Însă, în rest, va fi un român cu depline drepturi pe teritoriul României, ceea ce ne va permite să-i întâlnim în România, fiindcă sunt necesari românii, cei care acum sunt peste mări și țări. Am urmărit declarația secretarului de stat pentru românii de pretutindeni, Victor Alexeiev, continuând acest gând despre filonul cultural-lingvistic. În prezența numeroselor probleme cu care se confruntă românii din comunităților istorice, domnule Ascenco, care este rolul familiei în ceea ce privește perpetuarea acestor valori românești? Rolul familiei este unul esențial, mai ales în condițiile în care nu există școală în limba română. Practic, aceste comunități așa au rezistat. Spre exemplu, în cadrul comunității a românilor,
Până în acest moment este un mare păcat, este interzisă căsătoria cu alte etnii, mai ales cu albanezi sau greci. Prin urmare, această comunitate așa s-a păstrat, așa s-au transmis inclusiv bunurile moștenite de la moși strămoși. De asemenea, este important și în cazul românilor din Timok, care la fel au rezistat. Însă, în prezent, sunt tot mai multe căsătorii mixte, iar de regulă, fie dacă tatăl sau mama este de o altă etnie, copiii înclină să vorbească limba țării de origine deja. Iar ce este grav în Timok, vorbeam cu liderii comunității de acolo, de multe ori buneii nu se înțeleg cu nepoții, pentru că nepoții nu mai vorbesc românește, vorbesc doar sârbește, iar buneii nu știu sârbește, vorbesc doar românește. Prin urmare, familia a fost, familia și biserica au fost elementele esențiale, de aceea autoritățile statelor unde locuiesc acei români, atât autoritățile grecești și autoritățile sârbe, au bătut anume în instituția familiei și în instituția bisericii, practic. Închezând toate biserice, iar în familie au început cu sârbizarea numelor, ce s-a întâmplat în Serbia, în special după primul război mondial, pentru că, de exemplu, unul dintre liderii românilor de acolo, domnul Pârvu, e Dușan Pârvulović, domnul Bojan Alexandru, e Bojan Alexandrović, există nume cum e Negrović, la fel și în Serbia, toate numele în Grecia, toate numele au fost sărbizate. Prin urmare, este foarte important statul român ce poate să facă, să organizeze cât mai multe activități extracurriculare și să facă presiuni la nivel diplomatic și este foarte important să condiționeze intrarea serbii în Uniunea Europeană cu deschiderea școlilor românești în Timok. Este foarte important. Iar creând activități extracurriculare, șezători, activități românești cum erau din moși strămoși, este foarte important că familiile se cunosc între ei, încep să vorbească și ce este important să trezește identitatea românească și mândria de a fi român. Iar elementul cel mai important care îi va face pe acești oameni să se simtă români este acordarea cetățenii pe criteriu etnic, pentru că românii din Balcani, românii din Serbia nu au drept la redobândirea cetățenii române, la fel cum avem noi cei din Republica Moldova sau din Ucraina. Dacă s-a zis, trebuie să vorbim mai mult despre Republica Moldova, însă noi, să știți că aici o ducem foarte bine comparativ cu ce fac cei de acolo. De aceea, cu fiecare ocazie, voi merge la ei și încerca să-i ajutăm prin expertiză sau prin sfat bun sau prin faptul că îi băgăm în seamă pur și simplu. Ați menționat despre aceste activități extracurriculare și despre șezătorile bună oară care au ajutat să promoveze aproape intacte aceste valori românești. În cele ce urmează aș vrea să urmărim un reportaj despre cum sunt păstrate și promovate valorile neamului românesc în orașul Cernăuți. Bună ziua și Hristos a înviat! Vă zicem noi, românii din regiunea Cernăuți, din cele trei ținuturi istorice, Nordul Bucovinii, Nordul Basarabiei și Ținutul Herța, care astăzi fac parte din regiunea Cernăuți. Astăzi, în această zi, când toată românitatea sărbătorește Ziua Românilor de Pretutindeni, și noi ne alăturăm acestor frumoase emoții care virează în sufletele și în inimile noastre cu un suflu de primăvară, cu un suflu de bucurie, cu un suflu care ne-l dă și aceste costume tradiționale. Nu putem numi această zi deja o sărbătoare tradițională, dar treptat această frumoasă zi care o marcăm a românilor de pretutindeni adună tot mai mulți participanți, tot mai mulți oaspeți. Anul acesta, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, împreună cu Școala Populară de Artă Ciprian Porumbescu, a sărbătorit-o în două locuri. La Broșteni, în Suceava, unde am participat la o suită întreagă de manifestări, printre care și un festival național de folclor românesc, și aici, la Cernăuți, în incinta Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești.
În această frumoasă casă a românismului, cum o numim noi, unde ne simțim, unde ne-am creat toate condițiile să fim ca acasă și ne simțim toți ca acasă. Peste 130 de copii astăzi în această frumoasă sală au cântat, au dansat, au expus cele mai frumoase ale lor desene, care marea parte le vedeți și aici, unele dintre ele luând parte la acțiuni de amploare, la festivaluri și concursuri internaționale, naționale, întorcându-se acasă cu medalii și cu distincții. Și cred că ați observat că în scena seriei Dumitru Covalciuc a Centrului Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești din Cernăuți, sunt expuse o serie de lucrări a studioului de pictură a lui Ștefan Purice. În ultimul timp, în această sală, nu există săptămână să nu avem oaspeți din Republica Moldova și din România. Toate asociațiile național-culturale din Cernăuți, în această zi, desfășoară ceva, desfășoară o acțiune, un spectacol, un recital de poezie, un simpozion, pur și simplu o masă cu un vin frumos și cu un pahar de vorbă, unde încercăm să ne spunem ofurile, dar zic eu că astăzi s-au spus mai mult despre frumoasele realizări. La noi a apărut speranța că se va schimba ceva. Nu ne vom tot plânge pe acele legi care încearcă să ne diminueze ca valoare sau încearcă să ne constrângă drepturile noastre la folosirea, la utilizarea limbii române, atât în mediu asociativ, cât și prin școlile noastre. Noul președinte sperăm să fie mai deschis, mai european și, de ce nu, să atragă atenție și minorității românești de aici. Din tot sufletul dorim românilor de pretutindeni prosperitate. Le dorim să se întoarcă acasă și să se simte acasă, în casa lor, gospodari și stăpâni. Ne dorim și nouă să fim pe ale noastre pământuri strămoșești și să ne simțim pe ale noastre pământuri strămoșești stăpâni. Stăpâni și, de ce nu, întemeietori a unei noi generații, a unui nou suflu în dezvoltarea culturii noastre românești, a limbii, a tradițiilor, să revitalizăm ceea ce am pierdut poate cândva, pentru că posibilitățile noastre de acum, mai ales prin calculatoare, prin rețelele digitale, ne oferă aceste posibilități. Ne oferă posibilitatea să ne simțim aproape și de românii cei din Israel, și cei din Portugalia, și cei din Banat, și cei din Olt, și cei din București, să vorbim în timp real, astăzi, acum, și să ne bucurăm de viață. Să ne bucurăm de viață, că doar una o avem, să ținem minte că suntem reprezentanții unui falnic neam cu o frumoasă istorie, cu o inedită cultură și cu Eminescu în frunte. La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! Comunitățile românești din afara granițelor țării reprezintă un vector activ și puternic de promovare a imaginii României în lume. Cum este perpetuată cultura și identitatea românească în familiile românilor aflați pe toate meridianele lumii, ne-a vorbit președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop. Sunt mai multe mijloace prin care se promovează limba și valorile, în principal educația făcută prin familie și prin școală. Ceea ce fac familiile nu se poate ști exact, dar ceea ce face școala este extrem de important, iar în școală e nevoie să se asigure predarea unor discipline pe care le numim identitare, cum sunt limba și literatura română, istoria, câteodată noțiuni de etnografie și folclor, care spun în lumină tradițiile, dar chiar și geografia română.
Românie este o disciplină care poate să trezească interesul elevilor și să-i facă să simtă pământul pe care trăiesc, pământul sub picioare. O altă valoare supremă pentru identitatea noastră este Academia Română. Academia Română care s-a creat în 1866, iată mai bine de 150 de ani în urmă, pentru toți românii din toate provinciile românești. Mai acută este problema identității românești și a cultivării valorilor noastre pentru românii care nu trăiesc în interiorul României. În Republica Moldova, pe care noi o privim ca un al doilea stat românesc, unde se cultivă limba și literatura română și istoria națională prin școală, lucrurile s-ar părea că stau mai bine, dar sunt români care trăiesc în state din jurul României unde drepturile lor nu sunt respectate pe de-a întregul. Observați ce s-a întâmplat în ultima perioadă în Ucraina. Mai sunt alte regiuni în Serbia unde românii sunt împărțiți în două. Unii sunt numiți români, alții vlahi, cu toate că e vorba de unul și același popor. Pe urmă sunt românii care s-au îndepărtat de țară din nevoi economice și care alcătuiesc mari comunități în Italia, în Spania, în Germania, în Regatul Unit al Marii Britanii, peste ocean, până în Australia și Noua Zeelandă. Acești români simt dorul de limbă și de cultură, simt dorul de țară și aici nu cred că reușim să facem destul. Existența unei asemenea zile ne conștientizează, ne face să devenim mai atenți la ceea ce facem, la copiii noștri, la nepoții noștri, să-i creștem frumos, curat, să fie și buni români, și buni ardeleni, și buni moldoveni, și europeni buni și să nu uite niciodată comoara asta extraordinară care este limba română prin care ne perpetuăm, să nu uite credința noastră strămoșească care ne-a ținut vii, să nu uite, cum spuneam, folclorul, etnografia și istoria, dar limba trebuie să fie pe prim plan. Continuând gândul menționat de Ioan Aurel Pop despre faptul că Republica Moldova este al doilea stat român, vreau să vă întreb, domnul Bejan, pentru că sunteți mai aproape de tineri, cum conștientizează ei aceste oportunități, inclusiv de a face studii în România, aceste oportunități de a merge în taberele ARC și care ar fi, de fapt, rolul acestora în ceea ce privește promovarea valorilor românești? Da, chiar vorbeam mai devreme despre faptul că România a oferit cetățenia română tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi se pare că ar fi cam în jur de 1 milion. De asemenea, știm că anual foarte mulți moldoveni merg la studii în România și eu sunt unul dintre beneficiarii acestui program de studii, care, bineînțeles, mi-a oferit ocazia să fac studii gratuite în limba română și de o calitate înaltă. Dar aici vreau să atrag atenția la faptul că majoritatea celor care pleacă în România și fac studii ori rămân în România, ori pleacă, lucru mai grav, ori pleacă la zarabotă, da, la lucru peste graniță, în Anglia, Germania, Franța, și ăsta este cel mai lucru poate cel mai dureros. Ori s-a încercat la un moment dat, sau era ideea cel puțin de a condiționa oferirea acestei burse, da, prin faptul că primești această bursă timp de 3 ani de zile, dar mai apoi să te întorci în Moldova și să activezi aici. Ori aici intră în joc statul moldovean, pentru că statul moldovean nu creează condiții pentru a-i atrage înapoi pe acești cetățenii Republicii Moldova cu studii în România, care, bineînțeles, venind înapoi în Republica Moldova, vor promova valorile românești de acolo. Și eu vorbesc din propria mea experiență, când m-am confruntat cu o serie de impedimente atunci când m-am întors și statul moldovean, în loc să mă motiveze să mă întorc în calitatea mea de profesor, el din contra a încercat să-mi pune piedici. Și vorbesc de perioada când în fruntea Ministerului Educației era o personalitate care se recomanda a fi româncă. Și am apelat până la Ministerul Educației și nu am primit absolut nici măcar acei 30.000 de lei care se ofereau unui profesor, nu mai zic de alte sprijini pentru a mă motiva. În schimb, aici mă bucur că au fost alte persoane care m-au motivat să mă întorc acasă și o să menționez pe doamna director de la Comrat, care este sufletul etnicilor români din regiunea Găgăuză, și asta este practic cea mai mare problemă. Cred că ar trebui atrași mai mulți
tineri care fac studii în România atrași înapoi acasă. Pentru că dacă ei pleacă în Anglia, în Germania, nu prea mai sunt atât de folos nouă, doar prin faptul că trimit bani. Ați menționat despre doamna director de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Știu că dumneaei a fost și premiantă în cadrul galei de excelență pentru promovarea valorilor românești. În acest sens, doamna Stoianu, vreau să vă întreb, cine sunt astăzi ambasadorii valorilor românești în lume? Toți românii, dar vreau să vă spun un gând care l-am prins de la Mihai Eminescu. El spune așa: poporul român niciodată nu va pieri atât timp cât, chiar dacă îi se va lua toate bogățiile, își va păstra credința. Iată, credința în valorile noastre strămoșești și pe care noi le ducem din secol în secol, de la daci până aici, astea sunt identitatea și asta ne dă nouă posibilitatea de a ne afirma în această viață. E frumos că tinerii se întorc chiar în mediul acolo între găgăuși și promovează limba română. E frumos că se vorbesc despre românii plecați peste hotare și care trăiesc departe de țara românească, dar să nu uităm că sărbătoarea este sărbătoare și această sărbătoare fiecare o înțelege în felul său. Eu am avut bunei care au avut 4 clase la români și cunoșteau toate poeziile și mai multe lucruri decât cunosc poate copiii acum în zilele noastre, dar dacă n-ar fi internetul, li s-ar scoate planșetul și telefoanele mobile, nu știu cu ce cunoștință ar mai rămâne, dar vreau să fiu optimistă. În schimb, tradițiile pe care noi le păstrăm, le valorificăm. Era catedra separată, folclor, catedra folclor la Academia de Muzică, a fost închisă și a fost dusă ca o secție la instrumente populare. Să-l vorbim frumos pe domnul Tamaz Lucaru, care să-i urăm mult sănătate, pentru că este un promotor a valorilor românești. Este promotor a valorilor românești, oameni care pleacă pe hotare ca Orchestra Lăutarii, frații Advahov, Ștefăneț, grupul Ștefan Vodă, noi, nu știu, acești tineri care duc în orașele și satele lor cuvântul românesc. Eu vreau doar un singur lucru să menționez. Simțul acesta, doina, dor și omenie, aceste trei lucruri care stau și sunt implantate în ADN-ul nostru. Dacă tu ai simț, tu ai să ai un respect mai mare față de generația care trece. Tu știi să spui sărut mâna, doamnă, sărut mâna. Sărut mâna, fraza asta e frază nu numai pur și simplu de politețe, este o frază cu respect față de generații. Dacă prin emisiunile dumneavoastră vom promova cuvântul românesc, valorile noastre românești, lupta noastră românească, istoria pe care nu trebuie să o uităm, înseamnă că noi, cum a spus Eminescu, nu vom pieri credința, este în sufletul nostru și cu asta trebuie să mergem până la capăt. Cum promovăm aceste valori? Pentru că l-am urmărit chiar adineauri și pe domnul Levcic. El menționa despre faptul că în secolul 21 putem fi mai apropiați toate comunitățile de români de pe toate meridianele pământului. În același timp vreau să vă întreb, aceste insulițe dacoromane, cum pot fi ele reunite într-o societate informațională? Eu vreți, dați-mi voi să menționez un singur lucru. Piramida. Dacă piramida, prima treaptă a piramidei e mai lată și e mai mare, vârful stă stabil, așa? Dacă noi ne vom uni toți într-o suflare românească, piramida aceasta va dăinuie. Dacă cei de la conducere vor avea grijă de talpă, și ei vor fi acolo bine sus. Dacă ei nu vor avea grijă, temelia poate să se cutremure și să cadă tot. Noi, ca neam românesc, trebuie să avem un fundament, îl avem, dar creșterea asta în piramidă trebuie să fie promovată prin valorile noastre și prin dragostea celor de la conducere față de popor. Domnule Ascencu, cum poate fi cultivat acest atașament al românilor din afara României, către România, către valorile românești? Instituția cea mai importantă, cum ziceam, este școala. În lipsa școlii, acești români trebuie recuperați identitar. Principala pârghie pe care îi putem recupera identitar este să le oferim cetățenia română pe criteriul etnic. Atunci cei români vor avea mândria de a fi român
își vor asuma identitatea românească și vor fi raportat la ceilalți membri ai comunității unde locuiesc ei, vor fi mai buni. Iar statutul lor de cetățean român va fi unul de invidiat, pentru că în toate statele, poate exceptând Grecia, a fi cetățean român este un privilegiu, pentru că ești cetățean al Uniunii Europene. La nivel diplomatic și la nivelul funcționarii din atât Institutul Eudoxie Hurmuzache de la Ministerul Românilor de Pretutindeni, trebuie să aplice metoda reciprocității și să ceară de la statele învecinate României tratament, același tratament față de etniile românești. Pentru că, spre exemplu, am să menționez încă o comunitate românească din Bulgaria. Comunitatea etnicilor bulgari din România numără cam 7-8 mii de membri. Au un buget de aproape 1 milion de euro. Românii din Bulgaria nu sunt recunoscuți ca etnie minoritară, nu au nicio școală, nu au un buget ca atare pentru comunitate, iar la Vidin avem cazuri în care profesori, medici, dacă se declară români, se fac dosare penale în temocul bulgăresc. Prin urmare, noi, cetățenii din Republica Moldova, trebuie să dăm un prim exemplu, să luptăm pentru reunificarea pașnică a celor două state românești, ajungând la reunificarea politică a celor două state românești, având de partea noastră atât legislația internațională, cât și Constituția Republicii Moldova și Constituția României, pentru ca acele comunități românești, în special comunitățile din Ucraina, să le transmit un semnal foarte frumos, iar dânsii, credeți-mă, își doresc foarte mult să ne reunim noi și atunci, cu siguranță, vor avea și o șansă mai bună, mai mare de a se simți mândri că sunt români. Pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, timpul se scurge. Doamna Stoianov, domnul Bejan, câte un gând de felicitare românilor de pretutindeni? Eu vreau să vă spun un singur lucru. Simțiți, trăiți, iubiți românești, oameni buni, pentru că asta e identitatea noastră. Mulțumim! Da, eu consider că trebuie să ne iubim istoria, limba și cultura noastră, pentru că un om fără istorie, fără limbă și cultură este lipsit de suflet, iar consider că sufletul este cel mai important lucru, pentru că restul, totul, materialul dispare și rămâne doar spiritualul, doar sufletul. Și poate acest lucru este cel mai important. Stimați invitați, vă mulțumim mult pentru prezența în această emisiune și pentru valorile pe care le promovați. Dragi telespectatori, atât pentru astăzi. Vă dau o întâlnire mâine la aceeași oră, când vom discuta despre inovațiile în agricultură. O seară frumoasă!